și pe care vreau să ai o Au trecut amândouă prin... Da, era Cosmina, da. Știi, eu i-am luat ei primei interviuri, dar l-am publicat pe al tău primul. Le-am luat interviu în aceeași zi, în aceeași încăpere, dar pe rând. Și în capul meu a fost că Bianca a fost prima, dar a fost și mie, chiar că în cartea a fărut Cosmina. Așa era, ea. Da, nu e nicio problemă, pentru că momente grele a fost și la Cosmina, nu vă închipuiți, adică... Da, o să las pe Cosmina să vă povestească de ce a luat parte la acest proiect și cum a trecut toate momentele dificile și uitați-o cât de frumoasă astăzi. Mulțumesc! Da, ce să ne zic? Bună seara, numele meu este Cosmina Grigore și povestea mea poate nu este într-atât de... Pot spune emoționată. Da, chiar asta am concluzionat cu toții când ne-am întâlnit pe la ea și mi se părea că povestea fiecăruia este foarte simplă și foarte banală și prin povestea noastră se poate trece foarte ușor, că normal noi am trecut prin ea, dar este mult mai greu să treci prin poveste ca Iancu-i ca ta, deci nu este mă gândeam când vorbeai că în viața avem, este vorba despre ce poți să faci tu pentru tine într-un moment greu și ce poți să facă ceilalți pentru tine. Și în momente de genul acesta, culmea, se întâmplă culmea, că tu poți să faci foarte multe pentru tine despre care nici măcar nu-ți imaginezi că le poți face și că te poți mobiliza cu niște capacități absolut extraordinare, atât de mari capacitățile acestea, încât, deci izvorul este atât de profund, e ca o pânză freatică foarte bună, pe care o accesezi folând așa cu durere, e atât de mare încât, într-adevăr, te-a pus să-i încurajezi pe ceilalți. Pentru că, când spuneai, mi-am aminte că și eu vorbeam cu ai mei și le zice, nu o să fie bine, eu chiar nu știam, nu aveam nici cea mai vagă idee cum o să fie bine, dar eram fel convinsă că o să fie bine și îi încurajam și eu de asemenea. Deci este important ce poți să faci tu pentru tine și ce poți să facă ceilalți pentru tine și ce poți să îi lași tu să facă pentru tine. Pentru că e important să treci de ideea de, nu la un moment dat mi s-a spus, acum este momentul când mi era rușine să primesc banii, mi era rușine să cer bani, că aveam nevoie și mi s-a spus, nu, e momentul să accepți, știi? E momentul să accesi pentru că va veni momentul în care și tu vei da. Și am ținut minte lucrul acesta. Așa, povestea mea, pe scurt. În 2013, ca orice om normal, eram căsătorită cu un copil, cu job, foarte multe lucruri de făcut, eram foarte ocupată, cu multe planuri de viață, cu multe planuri legate de job și ne pregăteam să plecăm într-o vacanță când m-am dus la, făcut pentru prima dată în viața mea o etografie de sân. M-a chemat în acea zi și pentru o mamografie și mi-a dat diagnosticul de cancer de sân. Aveam 27 de ani, cu fetița mea avea 3 ani în momentul respectiv. Nu mai fusesem niciodată diagnosticată cu cancer până atunci, deci nu aveam nici cea mai vagă idee ce aș putea să fac în această circunstanță. Scrisesem însă despre cancer și așa ne-am și cunoscut povestea noastră și cred că prin 2008-2009, cam așa, da? Când, pentru că eu lucram în, cumva, tangențial sistemului medical de sănătate și anume organizam conferințe medicale și Nico era jurnalist pe sănătate la momentul respectiv. Vin dintr-o familie de cadre medicale, adică mama mea este sistem medical, tatăl meu eram medic, am crescut practic în spital, deci cumva permanent am fost tangențială sistemului de sănătate, deci știam problemele din diverse surse. Fusesem și eu pacient de suficient de multe ori, dar nu pacient diagnosticat cu cancer. Și ce știam despre cancer era că ești diagnosticat, se caută, se tot caută de ani de zile și se investește în cercetare și în ce se mai întâmplă ca să găsească acel medicament. Știu că mi-am scris la un moment dat un articol și știu așa cumva cum arătam încăperea de la Carlos când am scris și mă gândeam, uite, mă, ăștia încă cercetează, încă încearcă să găsească acel medicament miraculos, unde s-o găsi medicamentul ăsta miraculos. Și cam asta știam, că ești diagnosticat cu cancer, nu s-a întâmplat să găsească medicamentul miraculos, deci în principiu trebuie să faci chimioterapie, să scadă părul și la un moment dat să mori.
Cam asta era imaginea pe care eu o aveam legată de cancer. Și cumva lucrurile au fost... Na, eu nu sunt o persoană care respectă regulile foarte mult și mulți ani am fost blamată pentru lucrul acesta. Numai că m-am bucur foarte mult că nu sunt așa, pentru că atunci când se întâmplă o situație, caut să găsesc o soluție inovatoare. Și cumva așa am încercat să găsesc și în situația mea, adică am ascultat anumite reguli, dar nu totalitate. Și atunci am făcut în felul următor. Am avut operație de sector care a confirmat diagnosticul, apoi am avut operație de mastectomie, adică în momentul acesta nu am, pentru că am ales să nu fac reconstrucție, adică nu am să nu stâng. Și apoi am făcut radioterapie și am refuzat, pentru că așa am decis eu, chimioterapia și hormonoterapie. Adică nu am vrut să fac chimioterapie și nu am vrut să fac nici hormonoterapie, pentru că între timp am schimbat radical stilul de viață, am schimbat alimentația și unul din motivele, acum o să vă dau din casă, unul din motivele personale, foarte personale, pentru care am ales să nu fac chimioterapie, era că din punct de vedere emoțional, deci din punct de vedere sanity, nu eram absolut deloc ok. Cum probabil cum am observat că sunt marea majoritatea pacienților. Și m-am gândit așa, că pot să fac eu mama chimioterapiei, mă va rezolva sau nu, din punct de vedere fizic, pentru că un efect advers al chimioterapiei este cancerul și un alt efect advers al chimioterapiei este moartea. Când scrii, când semnezi lista, în momentul în care începi tratamentul cu chimioterapie, semnezi pentru chestia asta, că îți asumi aceste două efecte adverse, printre altele, mutații genetice și alte lucruri. Și m-am gândit că aș putea să fac mama chimioterapiei, mă va rezolva sau nu, din punct de vedere fizic, dar cu siguranță nu avea cum să fie leac pentru dezordinea pe care o simțeam în interior. Și atunci am zis, am avut așa o negociere cu doamne și am zis, hai să lasă-mă puțin să mă ocup de partea asta și după aia, dacă e cazul, facem și chimioterapie. Momentan am 5 ani de la diagnosticare, nu a fost cazul, să vă domnul să testez chimioterapia și sunt foarte recunoscătoare pentru asta, dar am luptat foarte mult. Și am schimbat foarte mult și am început să citesc extraordinar de mult, să mă autoeduc pe vremea mea, ca să zic așa, când am fost diagnosticată. Încă se mai găseau oameni care să nu mai vrea să stea aproape de mine pentru că se gândeau că poate se ia. Erau oameni care considerau că dacă nu faci un anumit tratament și nu ești obedient până la capăt și cumva îndrăznești să ai grijă și de ce simți pe interior, există riscul mult mai mare să mori. În timp am învățat că lucrurile stau cu totul diferit și că nu există neapărat o regulă, că regula o dai tu participând foarte responsabil la diagnosticul pe care l-ai primit. Pe scurt, am schimbat extraordinar de multe în stilul meu de viață, în modul în care am grijă de mine pe interior și pe exterior. Și m-am schimbat destul de mult și din plan fizic și din plan emoțional. Întotdeauna sunt și vor veni, ai spus chiar și tu la un moment dat, că nu se termină niciodată greutățile emoționale sau descoperirile astea lăuntrice în care nu mai pot mări din când în când, dar nu e nicio problemă, pentru că atunci când vii din greu, știi că ai trecut prin Valea Plângerii și ți-e mult mai ok să treci printr-o altă Valea Plângerii, pentru că faci altă cunoștință cu ce găsești pe acolo. La un an după am avut o fractură de col femoral, știți, bătrânele care... Arată, da. Am avut o fractură de col femoral, adică mi-au pus 3 șuruburi aici în bazin, că... Nu știu, că tot omul m-a plimbat cu rolele, acum asta mi-a fost un păcat capital și am plătit pentru el. Și uite că m-am găsit la pat. Adică și fără sân, și slabă, și întunsesem părul pentru că trebuia să mă apuc de chimioterapie, dar nu m-am mai apucat, adică m-am decis cu o zi înainte, deși mă întunsesem așa pe riuță ca să nu trec prin tot chinul prin care cade părul și așa mai departe. Și eram acum cu ăla peste pupăză și la pat și imobilizată și da, știu, ok, aveam 2 mâini acum. Și m-am folosit, chiar că m-am și folosit de ele, că mă gândeam când ai vorbit. Așa, dar eu mă oleam, adică îți imagine, nu te cunoșteam la momentul respectiv să fiu bun simț și să nu mai zic nimic. Am văzut 2 săptămâni, ceas, eram, mă jeleam, stăteam în oglindă și plângeam de milă, Doamne, și mai plângeam.
și mă revoltam și așa mai departe. Și după aia m-am spus că e o părticică acolo în mine care a fost așa, e într-un fel, iar nu știu cum să vă descriu, dar foarte frumoasă tare este. Și părticica asta m-a lăsat să plâng, m-a lăsat să-mi plâng de milă și după aia mi-a pus o întrebare. Ce crezi tu că am putea să facem un util dacă tu stai la pat și dacă ție îți place să scrii? Și ai învățat toate lucrurile astea de la cancer și ai zis, știu, o să mă apuc să scriu despre un site pentru pacienții cu cancer. Credeți voi din 2014 și până acum că e gata site-ul pentru pacienții cu cancer? Nu. Dar între timp m-am apucat de altele. Și m-am apucat să scriu și în română și în engleză texte pentru acest site minunat în care le transmiteam pacienților ce am învățat eu de la diagnosticul cu cancer și uite cum m-am poziționat și uite ce am făcut și uite ce am învățat și uite ce terapie există. Și eu, când am ales să nu fac chimioterapie, să nu vă imaginați că am ales așa, că nu sunt chiar în găină, negociez foarte mult și mă informez foarte mult și stăteam și vorbeam cu doctorii și întrebam, ok, facem chimioterapie, da? Și chimioterapia asta pe care eu o fac după operație, după radioterapie, ca cu radioterapie să sterilizăm zona, am scos tot ce se putea scoate, toți ganglionii, adică teoretic am dat totul afară, pe vremea mea, că era abordarea că atunci când faci cancer e o boală localizată. Era pe principiu, am scos tot, stai liniștit. Și îmi tot spuneau că ok, am scos tot, dar e posibil să fi plecat o celulă. Și întrebarea mea era, celula asta, așa, cum e ea, mică, cu toată aparatura asta super sofisticată în care mi explicați că facem radioterapie, dar nu mi-afectează inima, dar cade un unghiu fix pe lângă inima, așa, nu puteți vedea și noi celula asta, cumva? Și îmi spuneau că nu. Eu, intuitiv, întrebam despre o analiză, un test genetic care se numește acum și este prezent acum și în România, se numește Măratoare Celule Stem Tumorale Circulate, care nu știam la momentul respectiv și care ajută foarte mult atunci când vrei să faci un tratament sau pe partea de monitorizare. Și în timp, citind foarte mult, pentru că nu mi se spuneau foarte multe informații, am ajuns să le aflu și v-am zis, am ajuns în punctul în care Doamne, m-a ținut la pat și m-a pus să scriu. În ideea de a dea mai departe lucrul ăsta. Și atunci, în 2014, fiind eu la pat screen, am primit un telefon și era o tipă care fusese și ea diagnosticată cu cancer și nu știa ce să facă. A doua zi trebuia să înceapă chimioterapie. Și asta noi de vorbe, am povestit tot ce făcusem, tot ce schimbasem și nu am... i-am spus, ok, orice vei decide, nu vrea să facă chimio și vrea să vorbesc și ea de vorbă cu nebunul care n-a făcut chimio și să vadă cam cum gândește fata respectivă. Și am stat de vorbă trei ore, am plâns amândouă și așa mai departe și a doua zi dimineața mi-a dat mesaj și mi-a spus că a făcut chimioterapie, este absolut oribil. După o săptămână mi-a scris din nou și mi-a spus, te rog frumos, zi-mi ce să fac să scot chestia asta, că nu vreau să mai continui. Andreea o cheamă și este mâna mea dreaptă în asociație, pentru că împreună, alături de mama, de soțul meu și de încă o altă prietenă, am format în timp asociația Immunis, pe care o conduc acum, asociație pentru pacienții cu cancer. Deci așa a început, de la telefonul acela, așa ne-am împrietenit și cu Andreea. Și ce a urmat a fost așa că o dorință tot mai mare de a mă informa și de a mă certifica și o ambiție tot mai mare de a învăța să pun lucruri pe care le fac în continuare, de a învăța să pun cap la cap simptome pe care le au pacienții care vin și să-i învăț odată care ar fi fost potențialele cauze și automat cum să poată să-și reclădească noul traseu de viață, nemai trecând sau nemai făcând chiar toate greșelile pe care le-au făcut înainte, pentru că sunt destul de multe. Însă, cu toate astea, apropo de Stanley, și unul din motivele pentru care am decis să spun da proiectului lui Nico este că niciunul dintre noi nu suntem ok emoțional. Și nu suntem ok emoțional în fiecare clip a vieții noastre. Și nici viața nu este o dreaptă, este o sinusoidă continuă, cu suișuri și coborușuri, acum ești cu Dumnezeu și așa mai departe. Și e foarte important să vezi exemple de diverse tipuri și să știi că dacă ceilalți au avut acest izvor, v-am zis, pânza asta freatică la care ajungi la un moment dat, e clar că ești și în tine, că suntem făcuți din același material, deci trebuie doar să ai încredere și să vrei să faci lucrul acesta. Ulterior, lucrurile au curs absolut de la sine. Am început să lucrez cu pacienții cu cancer, m-am certificat ca tehnician nutriționist, acum am un certificat și ca instructor de pilates și vă zic cum se vede. Motivul a fost ca să-i prind. Da? Că pot să-i prind odată la nutriție, când zic că vor să schimb așa, și după aceea pot să-i mai prind când vor să facă sport. Ca să-i înveți să se aniting.
Pentru că, de fapt, problema este pe partea de psihoemoțională, pentru că într-un pacient standard și într-un pacient rebel, singura diferență între care moare, care trăiește, este ce alege să facă cu psihoemoționalul lui și cu tot ce se întâmplă în interior. Și exact este valabil în absolut orice diagnostic, în absolut orice circunstanță, pentru că așa se face diferența între cum alegi să te lupți cu toți demonii pe care i-ai în interior, să îi accepți și să îi ordonezi așa puțin și să le spun stați așa puțin, nu veniți cu toții grămadă, le luăm pe rând și vedem fiecare care, cum ce putem face. Apropo de ce poți să faci din durere și cum te ajută și forța extraordinară pe care o are durerea de a te ajuta să transpori, am vrut să ajung la tot mai mulți pacienți, că nu mi se părea suficient faptul că doamna doctor care m-a diagnosticat mi-a oferit oportunitatea să lucrez cu pacienții exact la clinica unde am fost diagnosticată, în calitate de patient coach, adică îl ghidez pacienții din experiența de pacient, da? Adică de la pacient la pacient și îi învăț să reducă partea asta de confuzie și partea de disperare. Și acolo unde nu știu, desigur, îl trimitem mai departe. Și am început o caravană prin țară, în caravana noul pacient, în ideea de a avea o nouă abordare asupra cancerului, asta integrativă, da? În care învăț și rolul meu în diagnostic, și rolul pe care l-au toți ceilalți terapeuți și specialiști și am reușit să fac această caravană și am ajuns undeva la peste 20 de orașe în țară. Am făcut de aici școala pentru pacienți, am făcut grup suport lunar și multe alte proiecte care îi motivează pe pacienți să se schimbe și mă bucur foarte mult acum când văd că povestea cu pacientul care lucrez acum la Pilates, are dublă mastectomie și face radioterapie tot la Ametist, unde am făcut și eu, și îmi spunea că acolo acum este nutriționist. Ori pe vremea mea era singura nebună care se ducea cu smoothie-ul și așa, acum este nutriționist și un nutriționist care gândește foarte ok din câte am înțeles și că inclusiv ea vrea să le propună să se creeze acolo un centru de recuperare unde să se facă kineto, unde să se facă pilates și toate lucrurile pe care și ea a descoperit. Și sunt foarte, foarte, foarte mulți alți pacienți care sunt diagnosticați acum cu cancer și care refuză unele terapii cu care nu sunt de acord, fac unele terapii, învață să integreze, învață să-și schimbe stilul de viață, alimentația și mă bucur foarte mult că știu că am fost un motor și unul din motoarele acestei schimbări când vine vorba de mentalitatea, când vine vorba de cancer și la fel am vrut să le demonstrez femeilor că poți să rămâi feminină și dacă îți pierzi un atribut al feminității și am făcut și o campanie în acest sens, feminitate după cancer și ideea este că trebuie să, indiferent ce ți se întâmplă în viață, trebuie să știi că ai tu o forță interioară de a face niște lucruri pentru tine și toți ceilalți oameni care vin în viața ta au și ei o amprentă extraordinară asupra cazului tău și du-le ei și ca un alchimist așa le transformi și devii exemplu și dai mai departe pur și simplu. Pentru că altfel nu văd de ce viața ar fi avut atât de mare încredere în noi încât să ne dea viața. Adică mă gândesc foarte, dacă viața a avut încredere în mine să-mi dea, să fiu în viață, adică ea să se manifeste prin mine, eu nu am cum să fie altfel decât pentru acest lucru, nu? Ca să demonstrăm că se poate și că e foarte frumos să fii în viață și viața este despre a fi trăită și nu doar despre probleme, nu? Bine, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc lui Nico extraordinar că m-a făcut să fiu parte din familia Sanyting și că am cunoscut oameni absolut minunați. Mă gândeam ca să seara n-o să mai plâng, dar nu mă am gândit să liniștit. Gândeam că aveam șervețele. Nu mi-am învățat lecția, îmi pare rău. Și vă mulțumesc în suflet și sper să dați mai departe mesajele noastre și să le transformați orice situație s-ar întâmpla în viață, că se poate. Clar. Lecția la ea și am împărțit un șervețel, așa cum ziceam, ultimul pe care l-aveam în geacă. Și chiar când a început Cosmina să vorbească și am văzut că se emoționează, a picat așa tavara pe mine și a zis, aoleu, șervețelele sunt bucătărie. Dar a fost drăguță încât să nu îmi pară tare, tare rău că nu le-am adus. Spunea Cosmina că a venit cu o nouă mentalitate asupra cancerului. Vă închipuiți că unul dintre motorile ei este lasă cancerul să te vindece. Sună nebune, ești așa când auzi, adică cum să te vindece, dar nu ăla te-a îmbolnăvit, adică ce Dumnezeu.
Și apropo de ce spunea Cosmina de emoțional, da, am pornit acest proiect pentru a vorbi despre greul nostru emoțional și cum ieșim din asta și cum gestionăm și ce facem și cine ne ajută și ce nu ne ajută. Spunea Bianca că ar trebui să fie 11 poveștia mea. E un adevăr, pentru că și eu am trecut prin multe situații dificile în viață și momentan lucrez cu copii și adulți pe partea de gestionarea emoțiilor, comunicare, inteligență emoțională și învăț cum să le gestioneze și cum să-și schimbe perspectiva asupra lor. Și nici eu nu m-am gândit vreodată că aș putea să fac astfel de chestii în paralel cu proiectul meu de jurnalism sau de voluntariat. Dar zilele trecute am făcut pentru prima dată o meditație ghidată cu o fată care nu putea să își dea seama de ce este atât de rușine de ea și eu consider că nu, ce spunea Cosmina, să fim nu totdeauna ascultători regulilor, nu putem să lucrăm după tipare. Toată lumea, avem niște șabloane, ne-am pregătit niște informații și gata, ea le citește, le aplică de acolo. Și ce am făcut? Am închis ochii și am coborât cu o torță stomacul ei și am văzut și noi ce are acolo pe borcane, etichete cu rușine și mi-a dictat o foaie A4 de motive, în care n-a putut niciodată până atunci să le acceseze. Și eu cred că a găsi soluții care se potrivesc persoanei tale sau persoanei pe care o ai în față este o dovadă de dragoste. Numai așa putem să ajutăm. Degeaba îi spunem unui om, asta trebuie să faci sau asta e bine pentru tine, trebuie să vezi ce se potrivește fiecăruia și poveștile acestea nu sunt povești pe care să le luați motamos sau ca sfaturi, ci sunt povești în care să vă oglindiți și să vedeți ce răsună în voi și care parte vi se potrivește și pe care o puteți inventa voi și ce soluții mai puteți aduce voi acestor probleme de care ne lovim sau de care ne bucurăm apoi că ne-am trezit prin ele. Și apropo de asta, spunea odată cineva, când a venit într-un spital, era o bătrânică, că ei este tare frică de medici, de spitali și că ea nu vrea să vină și fata ei a venit așa foarte senină lângă ea și zice, mamă, nu vezi că stai spital privat, arată ca la hotel, despre ce spital vorbim. Adică ăla era un hotel, pur și simplu, punct, acolo s-a oprit discuția și atunci mi-am dat seama că da, când tu nu simți o emoție, ție nu ți este frică, ție nu ți este greu în spital respectiv, nu ești tu pus sub semnul întrebării, te uiți la celălalt și zici, hai că nu e chiar așa de grav sau hai nu te mai agita atâta sau... Dar de fapt, dacă te conectezi puțin cu el și îți dai seama care e greu prin care trece el în momentul acela, ajungi să cobori și în subsolul în care s-a băgat și să luminați împreună. Și Bianca s-a băgat în multe suflete.